este super, ne place la Tulcea, București Klezmer Band, vă prezentăm câteva cuvinte despre ce înseamnă klezmerul în general și pentru noi. Klezmerul este o muzică venită de departe, de departe în timp și spațiu, o muzică ce abordează cu umor și creativitate viața unor generații greu încercate, dar care, născută fiind din profunzimea sentimentelor poporului său, reușește să reziste migrației și evenimentelor triste și tulburătoare din trecutul nu prea îndepărtat și să se integreze vital, continuând să fascineze atât artiști cât și publicul amator. În termeni sintetici și familiari publicului tânăr, klezmerul este fusion music, combinând folclor, jazz, swing, dar și muzică soul. Am spus fusion, deoarece klezmerul aduce mixtura, fuziunea structurilor melodice, ritmice și expresive, care provin din diferite zone geografice și culturale, iar muzica soul, pentru că exprimă sentimentele profunde, extazul vieții și credinței unui popor în momentele sale cele mai importante. Bucharest Klezmer Band, condus de dirijorul Bogdan Lifshin, este trupa de klezmer a comunității evreilor București și aflată sub directa îndrumare a domnului Silvian Horn, coordonatorul programelor artistice și culturale ale comunității. Vă vom oferi un program în care melanjul stilurilor muzicale creează o lume a folclorului fără frontiere, un flux sonor continuu de sunet, tradițional și modern, devenind în același timp un stil familiar tuturor. Alături de Bogdan Lifshin la pian, București Klezmer Band îi aduce în fața publicului pe Rodica Doija, vioară, Sergiu Marin, chitară bas, Sorin Dobrotea, clarinet și saxofon, Cristian Dargomir, la trombe, Jenny Brenza, Arabella Nasi și Carmen Hanel. București Klezmer Band își propune renașterea muzicii klezmer, oferind repertoriul lor tradițional unui scop muzical unic, acela de a deveni un imn pentru viață. L'chaim! Există o zi în care ne relaxăm. Acesta este șabatul. Avem o melodie intrinsecă acestei frumoase zile în care toată lumea cântă, dansează, se bucură. Deci haide să ne bucurăm împreună. Ca în noi, când în caie te-ai dus, când în șraie vrei.
sonată de dragoste. O fată e iubită, amăgită și părăsită, cum se întâmplă în viață de multe ori. Margarit Keller. Yeah.
acum. Sociale. Pentru mine este important să știu că atunci când ajung acasă, în spatele ușii mă așteaptă dragostea mea. Adică zi.
Urmează un cântec dedicat oricăror soții, iubite, harnice, drăgăstoase și de vreme acasă. Nu știu, habar n-am. În orice caz, e un cântec frumos dedicat soțiilor. Noi spunem haide.